Înainte de începe acest episod, v-aș ruga să vă uitați în descriere pentru că acolo aveți canalul Rareș și acest proiect este făcut împreună cu el și v-aș ruga tare, tare mult să mergeți, să-i dați și lui un subscribe, să aruncați și voi un ochi pe canalul lui și de asemenea trebuie să știți faptul că episoadele cu numere impare vor fi la el, iar episoadele cu numere pare vor fi la mine, adică episodul 2, 4, 6 și așa mai departe vor fi la mine, iar episoadele 3, 5, 7, 9 vor fi la el. Normal, pentru că este un proiect la care se depune foarte multă muncă și foarte mult timp în fața calculatorului, v-aș ruga să apăsați și voi butonul de like, acolo să facem, să zicem, 20 de like-uri la acest episod, iar la 20 de like-uri o să postăm următorul episod la Rareș pe canal. Bun, hai că vă las cu episodul. Hai. Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod. Emi, pune căștile că iar filmăm degeaba. Că de asta vreau să editez clipul ăla, că se aude sau căștile. Că... Lasă-mă că editez eu, Dreycu. Da, pune-ți căștile. Gata, păi, stai. Ho, Dreycu, ho. Bă, fraților, dacă vă place, apăsați și voi butonul de like, abonați-vă la canalul meu, aveți canalul lui Rareș în descriere, dați un orice pe canalul lui pentru că face o treabă extraordinar de bună. Îmi place și... vrăjeala lui Emi. Bă, omul ăsta muncește mai mult decât mine și... Și are și o comie de abonați mai mult ca mine, dar... Dar, merită. Așa că... Deci, unde am rămas? La construirea motorului, nu-i așa? Sper că am prins tot data trecută să n-avem surprize. Deci, scoatem blocul motor, îl punem pe banc, facem curat pe masă, filtrul de aer o să avem nevoie de el, că mai știm ce se întâmplă dacă nu pui filtrul de aer. Bă, oare de ce se accelerează, bă, singură mașina? Mamă, Rareșe, cum s-aude mouse-ul tău mâncat, s-a jucurat ta. Așa, dă-i tata, dă-i, să se aude, să se aude. Piston 1. Number 1. Mamă, dar meu e negru pistonul, ești prost? Bă, da, chiar ia să vedem. Eu cred că am și eu unul negru, parcă îl văd aici de la îndepărtare că e negru. Da, e negru. Băgăm chiul ăsta? Garnitura, bă. Am pus garnitura. A, da? Nu am mai făcut ca atunci? Când a trebuit să dai jumate de motor să pui garnitura? Era motorul gata și... Erai în fața mea, știi, erai bucuros că ai terminat înaintea mea. Și după, stai seama că n-ai pus garnitura de chiloasă. Cum vun și eu, chiulosul, hai să vedem. Bă, dar aș regla valvele, dar nu mai știu cum să regleze. Lasă, bă, dar... La culere reglez. Păi vreau să știu că nu am treabă aici, nu mai umblu. Bine, tot o să umblu ca să... Dar nu contează. Hai să vedem ce trebuie să facem noi ca să... Deci așa... Am înțeles. Deci trebuie să dăm de 20 de ori până să... Deșrubează complet, practic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gata, l-am reglat. Eu pun băița. De ulei. Băițul de ulei. Rareșe! Arbore cu camen, da. Bine am strâns pistoanele, mâncat așa. Când porneai motorul, le găseai în baie. Nu stă bine aici? Temă că eu sunt prost, că întâi trebuie să pun... Bă, ce tâmpii sunt. Trebuie să pun volantul. Eu zic că terminăm motorișcul. În vreo 20 de minute maxim. Dacă nu intervin alte probleme, bineînțeles. Am uitat să pun... Mamă, ce păr, n-ai mis. Ce ai mai uitat să mai pui? Am uitat să pun engine plate-ul ăla. Deci tu nu l-ai pus. A? Nu. No. Trebuie să ne pe partea cu cutia, nu-i așa? Da. Am uitat. Porneam noi electromotorul, motorul la mână. Țineam electromotorul în mână ca să... Băcăzut motorul pe jos, băgam i-aș... Băi, Emi, țineam electromotorul în mână pe volant ca să pornească mașina. Ce ai bă, ste mecanici adevărat? Băgam i-aș... Volantul. În ambreiaj. Asta nu m-am gândit niciodată. Știi ce realizai eu acum? Ce? Când m-am auzit pe filmare?
Bă, din fericire mă aud. Da, băieți. Abia acum auzi și eu. Dar lasă, bă, că eu mă aud la tine. Cred că tu le editezi pe ăsta. Păi eu trebuie să le editez pe ăsta. Hai că am eu răbdare să le editez pe amândouă. Bă, mi-a cât să fie motorul pe jos. Bă, dar de ce nu merge audio? What? Rareșe? Da. Nu merge audio. Știu ce vrei să-ți fac. Că am băgat căștile. Acum merge audio. Nu știu, bă, frate, eu am uitat ce voiam să zic. Mamă, a început și ploaia, rare și eu opresc audio, gata. Dă-te că l-opresc. Gata, am oprit audio. Hai să punem și distribuționul. Distribuționul trebuie să-l prindem. Acest minunat pinion, mirobolant. De ce nu vrea... Pompul de apă. De ce nu vrea să prindă pompul de apă? Mă enervează acest pom de apă că nu vrea să stea aici. Iar mi-a căzut. Dai bă, că te pun așa. Băi, pompule de apă, de ce nu vrei tu să intri aici? În această gaură. Bă, dar nu vrea să intre. Bă, cât de prost sunt că trebuie să pun capacul la distribuție întâi și după... Cum pun capac... Îți dau asta jos ca să pot să pun capacul la distribuție. Bine, rareșe. Mai am depus cutia eu. Minata mea cutie. Dă vitezuri. Dă vitezuri, bă. Bă, dar ce repede s-a golit raftul ăsta. Hai să căutăm pe Google. Așa, așa, zice, așa, zice, așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gata. Punem și carbelitorul. Sună telefoanele. Cadraci. Bă, cred că le-am pus pe toate. Hai să pun curelul de accesorii. Nu știu de ce îmi place să numesc așa toate obiectele, dar... Bateria mea e încărcată full. Mamă, cum am pus becul ăsta. Hai să vedem dacă s-au scurs șmecherile noastre. Nu s-au scurs, ia uite ce frumos. Ce ai bă, ste mecanici adevărat. Cam atât a fost și cu acest episod. În episodul viitor o să punem motorul pe mașină, o să facem firele dacă avem timp, dacă ne încadrăm în timp. Nu uitați de like, share, subscribe, aveți canalul Rareș în descrierea acestui videoclip și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa! Pa!